Salutare a tuturor, mai și noi la un episod data asta. Vom juca ceva Alert în Fly 3 și în acest episod o să terminăm acest uh, mic joculeț pe care l-am făcut pe canal. Ideea este că noi trebuie să ajungem în spațiu și trebuie să ajungem la 200 de ca altitudine. Noi în episodul trecut parcă am ajuns pe la 120, 130, ceva de genul acesta. Nu mai știu exact, dar uh, pe acolo. Ideea este că eu am mai uh, jucat puțin off-camera, adică am mai făcut ceva bani, aproape 50 de mii. Și m-am gândit eu exact cum stă treaba, ce trebuie să upgradez, ce trebuie să schimb pe aici ca să mai facem noi mai multă altitudine și să ajungem cât mai sus. Ideea este că m-am gândit eu acest F1 Bell Nozzle trebuie să fie de două ori, pentru că eu nu m-am gândit la asta să pun ceva obiecte de două ori, pentru că se poate și o să dăm Sell și o să mai luăm un F1 Bell Nozzle și... Ideea este că noi acum avem două. Upgradăm cu 3000, o să dau upgrade acum și m-am uitat și că RPG-ul ăsta este extrem de bun. O să îmi iau și un RPG pentru că RPG-ul practic îmi dă un boost extrem de mare și chiar m-am uitat la el să văd cum se mișcă și îmi dă un boost foarte mare, mă duce foarte sus și cred că este foarte ajutător, deci o să le iau de două ori. Bun, și nici nu costă chiar așa, nu pot să-l fac full din prima, cred. Da, mă costă câte 1000, -are, o mie, n-are rost să nu l fac full din prima. La fel și shuttle reactorul, am văzut că este foarte bun, dau câte 4000. Hai să mai dăm încă o dată 4000 și are nivel 4. La fel aici o să dau câte 3000 așa pe F1 Bell Nuzzle. Astea la fel, rachetele, vreau să le fac nivel cât mai mare, nivel maxim, multi-rachet și la fel și la acest nuclear reactor. Bun, noi am cam terminat cu upgrade-urile și cred că am făcut bine că am uh, jucat puțin of camera pentru că am dat foarte multe upgrade-uri și acum o să vedeți și voi ceva mai interesant și avem uh, două fan Bell nozzle de nivel 3, multi-rachete, uitați cum arată acum, arată mult mai bine și sunt sigur că sunt mai bune. Uh, rachetele erau deja la maxim, RPG-urile amândouă la maxim și shuttle reactor la nivel 4. Bun, hai să vedem acum ce facem. Am scos 135 de K maxim uh, of camera cât am jucat și sper că acum să fie foarte bine. Am upgradat practic totul destul de mult și reactorul am upgradat. Cred că reactorul ar trebui să-l upgradez mai mult și la fel și astea, uh, cum se cheamă, Uite exact ce am acum sub mine, nu știu exact, racheta aceea foarte mare, aia trebuie să o mai upgradez. Și ia să vedem, mă, uitați cât de greu se termină rachetele alea mai mici din părți, ale auxiliarii rachete, care vă că se duc foarte greu și îmi dau un boost extrem de bun. Deja am ajuns la 130 și mai avem doar un RPG, să vedem cum se descurcă acel RPG care este de nivel maxim. Uitați cât de tare se duce ăsta, durează extrem de mult. Cred că Shuttle Reactor era... Sau nu mai știu, și uitați cât de mult mă duc. Uitați cum mă duc. 150, 160 deja. Mă duc direct în spațiu. Uitați cât de mult durează ăla. Și 173 de K. 174. Destul de mult. 9000 bani. Foarte mult mi se pare. Da mă, Shuttle Reactor era. O să vreau eu să dau un upgrade aici și unul aici și pe nuclear reactor și pe shuttle reactor, care shuttle reactor mă ajută extrem de mult, dacă l-aș face la nivel mai mare ar fi perfect. Probabil că nu o să termin acum jocul, pentru că doar două upgrade-uri am făcut, deci o să mai trebuiască să mai jucăm ceva. Mă gândeam că o să ia mai mult, dar aparent am stat destul de mult off camera și am jucat cam mult. Da, acum am și RPG-ul acela dat. Mă așteptam să mi-l dea la sfârșit și nu prea e bine să mi-l dea acum pentru că sunt multe obstacole și oricum am deja viteză foarte mare. Deci oricum o să fie bine. Se vede că am dat upgrade și la shuttle reactor, nu se mai duce așa rapid, nici atunci nu se ducea foarte rapid, dar acum se duce mult mai greu. Uitați, avioanele astea mă încurcă extrem de mult. Dacă intru într-un avion, îmi scade viteza extraordinar de mult și practic mă încurcă. Trebuie să ai noroc să nu dai de avioane sau orice te poate încurca pe aici, că sunt multe chestii. Bun, și acum mă duc 160 direct și Cred că mă duc spre 180-190 chiar la ce viteză am acum și cu RPG-ul ăsta mă duc foarte rapid, ia să vedem, și 186 de K, cât de mult am putut ajunge de data asta, am, am filmat doar 5 minute și deja cred că mă gândesc să, că voi termina jocul și încă un upgrade pe Shuttle Director, acum are 3 rachete, are și 2 mai mici sau poate sunt și în spate și sunt 4, chiar nu știu, adică cam așa ar fi normal, ia să vedem cum arată, a, încă nu este. Dar la alea, la Bell Nuzzle, cât de tare arată că sunt două și arată mult mai blindat. Uitați, n-am avut noroc că am intrat în ale. Dar ia să vedem acum că imediat o să înceapă acel shuttle reactor și uitați cum arată, e extraordinar. Arată mult mai bine cu rachetele alea care sunt mai mici și durează mult mai mult. Am dat două re upgrade. Cred că nu ăsta e finalul, dar încă un, încă un match și ăla va fi finalul, singur, pentru că mai trebuie să mai dau de două ori upgrade la ceva și aia va fi cred că o dau și la reactor și la shuttle reactor, la nuclear reactor, adică la launcher care mă lansează pe mine și după la shuttle reactor care mă împinge acum foarte mult în sus la asta de sub mine. Și sunt deja la 167, oare termin de acum, uite și un meteorit, suntem în spațiu și avem un RPG acum care ne va propulsa extrem de mult, 180, termin jocul acum sau nu? 190, opa, ce am intrat mă, la un cartof, bine, cred că era un cometă sau ceva, Bun, 197, mă, cred că, cred că dacă aveam ceva noroc și nu intram în meteoritul ăla sau ce era acolo, cred că terminam jocul de acum. Bine, am dat două upgrade-uri pe Shuttle Reactor și asta chiar s-a văzut. Bun, hai să dau încă unul pe Shuttle Reactor, s-am nivel 8, și cred că aici vom termina și noi jocul, n-a fost un episod chiar așa lung, 6 minute și ceva. Oricum, mie mi-a plăcut seria aceasta extrem de mult, cred că și vouă. Este un joc bun, știu că este și gratis, deci puteți să-l jucați și voi, că căutați pe Steam, uh, se cheamă Learn to Fly 3, puteți să-l jucați și voi la orice oră, merge pe orice calculator, zic eu, nu trebuie cine știe ce calculator. Și e un joc foarte interesant, poate când vă uitați, uh, spuneți că nu este cine știe ce, dar uh, jocul acesta merită jucat așa de plictisală, măcar să-l încercați și voi să vedeți cum e. Și vă, gar vă garantez că o să-l terminați, cu siguranță. Bun, am intrat în Emergan ăla în balonul ăla cu aer care este aproape în spațiu în tu dai 2 care reclame la jocuri și sunt deja la 160 aproape uitați cât de tare mă duc oare termin acum? cred că dacă am, am la maxim upgrade-ul pe RPG și RPG-ul se duce foarte mult uitați cum crește până la 44 viteza acolo aproape la kilometrajul ăla, care încă nu știu cum se cheamă cred kilometraj Reaching Space în 5000 din nou un cartof de ăsta. Bine, o, com o cometă. N-am ajuns nici data asta. Încă 3000 mai trebuia. Dacă nu intram în cometa asta, uh, cu siguranță termina jocul. N-aș vrea totuși să dau încă un upgrade pe nuclear reactor. A, și mai să mai dau. Hai să dăm aici, poate e maxim. Nu mai trebuie de 2 ori și la nuclear reactor de 3 ori, mamă. Wow. Da, am dat două upgrade-uri, termină jocul acum, să asta. Dacă nu am terminat, atunci îl termin acum, sigur. Bun, și uitați cât de tare mă aruncă. Ideea este că te încurcă foarte mult avioanele astea, dar dacă stăm să ne gândim, încă mai merge, ne scade viteza cu ceva, dar nu e pierdută, să spunem, ceva de genul. Adică mai scad, să zicem, cu cât într în multe de astea, poate mai scad cu un k 2K, dacă nu erau alea, ajungea mai sus, dar tot, tot nu scade extrem de mult, să zicem, că a intrat într-un avion, gata, ești mort, nu mai mergi prea mult. Uitați cum am intrat eu în ăsta și continui, practic. Chiar dacă mi-a scăzut viteza, am crește la loc, am multe chestii bune. Din nou într-un avion și nu cred că voi termina nici data asta jocul. Sau, cine știe, poate... Ia să vedem, dacă trec de 180 cu shuttle reactor, probabil o să termin. Trebuie să fiu atent la cometa aia. Da, am trecut de 185 doar cu shuttle reactor. O să vreau să merg mai într-o parte pentru că, cu o să apară aia și am terminat jocul. Bun, am terminat, mă duceam cred la 210 ca n-a mai apărut cometaia și da, a fost un uh, meci bun. Aici ne arată o poveste, nu prea vreau să, să văd poveste aici, nu e chiar interesant, dă skip. Story mode 250 bp, habar n ce înseamnă asta, dar e bine. Skip. Congratulation, you completed story mode in 49 days. Cred că am zis numărul bine, voiam să zic 49, dar am și numărul în de ce să faci? Each time you complete a, complete a new game in story, payload or classic mode, you unlock new items and get bonus points. Clar, nu mai vreau să mai joc jocul acesta odată, nu zic că n-a fost bun, dar aici îmi dă niște iteme noi și să mai joc o dată, dar nu vreau să mai joc o dată jocul. L-am terminat deja odată, nu mai vreau să mai termin odată. Ne dă aici câteva chestii, dar nu mai, nu mai vreau să mai joc. Payload mode unlocked, mai este un nou mod clasic mod unlock, terminat story mode și cred că sunt mai multe, mai multe de astea să vedem, payload și clasic, fără obstacole, uh, golul este să spor orizontal și payload, make it extra weight, asta e cu greutate mai mare și asta să zbor orizontal. Da. Nu știu dacă o să vă să încerc, dar pare destul de tare. Oricum, lume, cred că cam asta a fost episodul de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenția cu o dată. Baftă, lume! Pa!